E adevărat că au fost 2-3 ani legați, fără înfrângere? Au fost uh, ani, vreo 3 ani de zile în care nu puteam să pierdem. Jucând prost, <laughs> încă o dată. <laughs> Încercați să pierdeți și nu, nu vă ieșea. dar da, da. La, în general nu la sport, tot nu iese tot timpul. Jucam 50 de minute prost, dar atâta încredere aveam în noi sau adversarii atâta teamă de noi, încât pe final câștigam ce indiferent de ce se întâmpla. După aceea ați venit la București. După aceea viața m adus. În clasa 12 am fost selecționat în lotul de tineret. În clasa 12. V-a speria Era prima dată. Bine, veneați și jucați cu meciuri. Atât, atât. Am fost selecționat în echipa de tineret, dar eu am venit la, la facultate la București. În momentul în care am venit la facultate la București, probabil că eram cunoscut Eugen Trofin, Dumnezeu să-l odinească, dintre monștrii sacrei a antrenorilor, m-a cooptat la Universitatea București, unde am jucat da. pe timpul facultății. Dar eu atât de mândru am venit, am reușit la facultate... Am ieșit, mi se pare, pe locul 72 din 200 am intrat la facultate, încât m-am dus la Sighișoara să mă dau mare că sunt student. Uitând că eu trebuie să onorez prezența la, la lotul de tineret. La vremea respectivă, secretarul general al Federației, Lucian Grigorescu, un monstru sacru care toate succesele handbalului românesc îi se datorează cel puțin 50%. Un om de o integritate și de o... la sfârșitul carierei, când a renunțat, sau mă rog, a ajuns la anii de pensie, le-a întrebat Nea Lucică, te rog, după atâția zeci de ani, spune nu se poate să n-ai o afinitate. Cu cine ai ținut? Cu Steaua, cu Dinamo, cu Minau, cu handbalul românesc. Și cred că era, cred că era Din, sincer. sincer. Da. da. Și neprezentându mă la echipa națională, atunci să tri trimiteau telegrame, nu tele, nu existau da. telefoane și ați uitat să vă am, să mă prezint și am fost suspendat patru etape din campionatul care urma să De bucurie să... că ați intrat, că am intrat la, la facultate. facultate. Și bineînțeles, nu se comentează la Lucian Grigorescu nimeni nu comenta, dacă Lucian Grigorescu care avea numai creioane rupte în ciotulețe, numai cu alea scria. Dacă vrei să știi ceva, ne că câte meciuri am eu de când joc eu handbal. Poteau... astea? Avea un caiet și scria, ai 147. Câte goluri? Câte Totul. Omul care făcea absolut tot. Și nimeni nu comenta. Și așa am ajuns la Universitatea București, a început campionatul, eu cu patru Ați debutat cu suspendare. cu suspendare. Și a da. cincea etapă am jucat cu Dinamo București pe tineretului. Plin de studenți și îmi aduc aminte uh, Eugen Trofin era echipa lui Dinamo cu Licu, cu Puiu Moldovan Dumnezeu să-i odinească că sunt în lumea în lumea cealaltă. Și la un moment dat uh, Eugen Trofin îi spune lui Chircu care s-a apărat acolo Zice, fii atent, ai grijă, vezi că puiul moldovan, vine de pășire, vine la tine, te prinde cu mâna și licul vine după el. Dacă îți face asta, asta eu am inventat-o, avea talentul ăsta, da. să ieși afară în secunda următoare. Prima acțiune, <ră> îi face asta, vine, de gol. Chircu foarte ascultător, n-a mai așteptat, s-a prezentat nu, la... Nu, 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 a ieșit omul... direct, ca omul... Trofina, eugen Trofin atunci așa a dat seama că da, mă, ater l-a luat puțin la nu știu ce și a pus mâna pe cineva. Care era acolo? Că Intră. Întâmplarea face că a pus mâna pe mine și m-a băgat în teren. Și am e... băgat vreo șapte goluri, nimeni nu mă cunoștea, că eram devenit de la Sighișoara un copil, am băgat vreo șapte goluri și am scos nu știu câți de șapte metri și aia a fost punctul de lansare, șansa și oportunitatea vieții care mi-a dat-o probabil. Pare dintr-un dacă, realic... dacă, nu puneam mâna pe mine, probabil că într și... Și din momentul ăla am plecat în handbal. A stat în cămin, bănuiesc. A, bineînțeles. Cu 480 de Lei? De, de lei, da. Și, vind... și jucați contra... Jucam la universitatea, ne dădeau o cartelă care noi o vindeam la fete ca să luăm, o vindeam cu 400 de lei și noi mergeam și la de tava că fetele mai făceau cu banda aceea da, care da. și de acolo ne luam mâncare și... Dar a fost perioada cea mai frumoasă. Și, re și reușea să faceți față unor meciuri cu Steaua, cu Dinamo, deși... În, în, patru, în patru ani de zile... Pe dinamo i-am bătut în fiecare an, și pe Steaua în fiecare an. Noi luam bătaie de la alte echipe, mai mici. <gânt> dar purcau cu alții, dar cu, cu ăștia, cu ăștia, mari, cu ăștia mari era. Era uriaș nivelul atunci al hambalului? Era, era, era. Steaua avea echipă de monștri: Gatsu, Gruia, Birtolan, Chicit, Ștocăl, Popescu monștri. v-aș întreba de fiecare, dar ne trebuie trei zile. Povestiți-ne un pic de, de, domnul Gruia. Adică noi trăim, nu erau iarăși cu rețele sociale și așa mai departe, trăim din cinci Ce, poze, cel mai, mai, mai mare. cel mai mare. Cel mai mare... E pele al, cum spun, că e pele al handbalului. Adică... Nu știu, aproximativ... E cel, cel mai mare mai... cu care a jucat, că ați fost cu echipier. Și a fost unul dintre cei mai mari handbaliști ai timpului respectiv. Calități extraordinare. Nu era foarte înalt, nu era foarte înalt, dar la vremea respectivă era un, un, un monstru. Cu, un... cu debută națională în direct, fără să treacă pe la junior, fără, fără nimic. să treacă. Veni de la Basche, de la Volei. De, de, de la Volei. La descoperire, apropo de sala din Plevnei, da? unde era. Acolo. Io Ioan Cuz Germănescu când veneam la antrenament, s-a antrenat și s-a acolo și a trecut și l-a văzut că nu, 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 nu l-a văzut vor. că atacă nu, se poate. la volei, la volei. Cum intra, era și l-a văzut că a atacat la fileu și mingea s-a dus între două spaliere, cum erau da, spaliere. Da, și a rămas acolo. Și a rămas acolo, și s-au forțat vreo câțiva să scoată și Ion cu a zis: păi ăsta e, ăsta, ăsta, ăsta l fac. S-a dus el, lasă-mă voleu, vinul la mine că și a făcut cel mai mare a făcut, da, a făcut în vreo 4-5 luni sau ceva da, de genul da, calități ăsta, Calități adică fără... extraordinare. Calități extraordinare. Și o mobilitate a umărului de gel sărea dacă blocul apărătorii să ridica, scotea mâna pe aici, p -aici, p aici, monstru, monstru sacru. Fără să existe atunci casete video, urmări și așa mai departe. Fără să, că perioada aia a fost de pionier. a luat sub aripa dumnealui? nu știu dacă m-a luat la un moment dat, nici nu-mi permiteam să-i spun... Uh, Scuze, știu că ați declarat că la un duș va a fost rușine să nu-l cu apă? Categoric. Categoric. Făceam duș și cu ruibiști, cu ciobănel, cu niște moști. Dumnezeu să-l ierte. Da, Am tot prins și eu cu... Cu niște, avut problema aia cu picioarele. Da, da, cu da. picioarele. Dar făceam duș, nu îndrăzneam să intru înaintea lor la, la duș, ca nu cumva să se supere. Deci noastră făceați cu ruibiștii? în același timp noi, la, la Erau niște... Niște echipa mare, mare de lui. Dar Iar gruia, amintirea cea mai plăcută care o am, mi-a zis, băi copile, tu ai mâncat vreodată ciorbă de burtă. Eu nu știam ce e aia de la Sighișoara, ciorbă de... Hai să mergem să mâncăm o ciorbă de burtă. Și ne-am dus la Casa Armatei aici, unde da. când intra gruia, îi trebuia o jumătate de oră să ajungă la masă, că era unit toată, lumea. Și el să și ducea la fiecare. Și ne-am dus acolo și mănânci cum, cum să nu Și am băut o bere și ciorbă. Și am mâncat o ciorbi. Și nu mi-a prea plăcut mie ceorba de bord. așa e că e bună? Ce să zici da. că nu -i? Și după, după, mulți ani în care am jucat cu el, la un moment dat el mi-a zis, auzi mă, tu nu mă mai ia cu... Domnul George, domnul Gruia, mi dumneavoastră, Guriță. Dumnea pentru că cânta totdeauna și vorbea mult, și. Deci era și un personaj, și în afara. Și, și în afara. afara. Dumnealui a plecat repede în. A plecat repede adică rămas A plecat în, în 81. 80... În 81, la uh, aia tineretului în. Da. În Mexic, a rămas acolo și, din păcate. Se știa ceva? Nu. Ar fi, nu. Adică, voia sau pur și simplu. Nu, el, -a, el pe el l-a răit tare mult, jucând. Și în, în Germania, când mergeam la turnee, era un idol. Să oprea lumea pe stradă. Ar şi... fi vrut, probabil, să joace și la... a vrut să plece. Avea totul pregătit. Inclusiv în Germania, la aeroport, îl așteptau cum merge de să. și ne-a venit la noi și a luat rămas bun, mâine plec. Nu şi... pot să cred. Și ceva s-a întâmplat de seara până dimineața și n a mai plecat. Și din momentul din ăla s-a. S-a schimbat ceva la el, de fapt, a, a vrut să se și lase, s-a lăsat o perioadă, după aceea s a s-a dus la să vinești să joace, dar să ducea doar la meciuri. Deci Le... A fost dezamăgit Dezamăgirea crunt. Dezamăgirea nu... cruntă, cruntă. Și probabil aici a fost. Adică, aștepta primul prilej? Probabil, el în relații foarte bune era cu Ioan Coman, ministru, și ministru a zis, bă, te trimit la, nu știu cum se numea jocurile tineretului în da. 81, să te ocupi tu acolo și a plecat cu familia, cu... Și s-a ocupat. Și s-a... asta -i. Da. Stai! Nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!